Domnule președinte de ședință, tema declarației mele politice este ipocrizia politicului poate atinge cote maxime. Parlamentul României se află de câteva zile într-o mare agitație. Se pregătește un mare eveniment și anume Conferința Internațională a Telecomunicațiilor, un eveniment pregătit de ANCOM, iar pentru a înțelege românii despre ce este vorba, voi veni cu câteva explicații de clarificare. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, cea care reprezintă România în Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, face o propunere de găzduire a următoarei conferințe internaționale în România, iar în data de 3 aprilie 2019, sub guvernarea Dăncilă, PSD, România își depune candidatura oficială pentru organizarea conferinței din 26-a până în 14-a 2022. La conferință vor fi prezenți oficiali și personalul care îi va însoți din 193 de țări. ANCOM este desemnat să organizeze și să suporte cheltuielile din bugetul propriu pentru această conferință. ANCOM se vrea a fi o instituție autonomă, dar are președinți numiți politic și îi se alocă bani de la bugetul statului pentru anumite cheltuieli. Cheltuielile totale pentru organizarea conferinței ajung la 2.210.500 franci elvețieni. Dacă s-ar fi organizat conferința în Geneva, costurile ar fi fost de 938.800 franci elvețieni. În acord, este specificat faptul că România avea posibilitatea să renunțe la acest eveniment cu 12 luni înainte, adică până în data de 26-9-2021. Iar motivația putea fi că am fost un stat afectat financiar în urma COVID-19, se putea sublinia și faptul că România se împrumută pentru a putea susține cheltuieli importante ale statului și nu era momentul să ne angrenăm în costuri suplimentare, mai ales că între timp lumea întreagă suferă în urma războiului din Ucraina și a creșterii prețurilor, dar nu. Actualul guvern, în loc să se gândească la popor, aprobă acordul încheiat de guvernul Dăncilă. Cheltuielile la prima vedere par mici în comparație cu un eveniment de o așa mare anvergură, dar nimeni nu vorbește de cheltuielile care vor fi implicate pentru angajări suplimentare, pentru serviciile pe care statul le va pune la dispoziția celor prezenți la conferință, cazare, costuri, utilități, costuri pe utilități pe o perioadă de 3 săptămâni, personal calificat, mai am foarte puțin, personal calificat pe diverse specializări, cheltuieli care nu apar nici într-o anexă și cu siguranță sunt exorbitante. PSD a avut interes să voteze pentru ratificarea acordului, fiind o propunere a propriului lor guvern, plus implicațiile oamenilor în organizațiile de mai sus. Ce ar câștiga România în urma unui astfel de eveniment? Dacă am avea un guvern de încredere, o parte din cheltuieli s-ar întoarce la cetățean, dar cum avem un guvern ticălos, banii vor merge către firmele care au căpușat dintotdeauna România. Achizițiile, serviciile, angajările vor fi date cu dedicație. Singurul lucru real pe care România sper că îl are de câștigat ar fi mediatizarea care ar putea fi la nivel internațional. Am promis că le vom spune românilor cum și unde se vor cheltui banii din bugetul statului.